Este scandala DSP Arad după ce directorul economic al instituției a adus la birou un aparat cu electroșocuri și un spray cu piper ca să-și intimideze colegii. Bărbatul nu a ezitat să le folosească, iar mai mulți angajați au filmat momentul. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Ce s-a astea, domnule? Ce s-a alea? Da, spray, da? Spray deci, și... Sunt imaginile halucinante filmate în incinta Direcției de Sănătate Publică Arad. Doi angajați au filmat momentul în care directorul economic scoate un aparat cu electroșocuri și un spray cu piper cu care începe să-i amenințe. Bărbatul n-a ezitat să-și folosească armele. Deci ce faceți, domnul director? Vai, mai curent, ce faceți, domnul director? Domnule, vreți să mă omori? Deci ce fac? Așa ceva nu veniți la lucru. Șocați, angajați instituției au sunat la 112. Aceștia povestesc că directorul ar fi provocat din senin un scandal monstru în birou. Deci a scos, efectiv, a scos din buzunar spray-ul paralizant și a avut un dispozitiv de electroșocuri. Și efectiv la, se vede pe filmare cum l-a curentat. Ne este frică, sincer, mai ales după cazul de astăzi, cum ce s-a întâmplat. Și l-a pus chiar pe mână dânsului. 3-4 luni tot așa face. Se ia de colegi, îi jinește, îi amenință. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă pentru clarificarea stării de fapt și luarea măsurilor legale care se impun. Cazul a ajuns și în atenția liderilor de sindicat. Am primit sesizările din partea lor privind abuzul sau un comportament neadecvat al locului de muncă a domnului director economic. Am avut discuții și întâlniri cu doamna directora Direcției de Sănătate Publică, care ne-a relatat că a informat inclusiv Ministerul Sănătății, comisiile de disciplină, se așteaptă răspuns. Colegii bărbatului au fost duși la sediul poliției pentru audieri. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, dar și pentru lovire sau alte violențe.